Ce pieptul meu faci pe Dorelici? Dezosez pieptul ăsta de pui. De ce se vede galben pe telefon? Că nu e așa galbenă carnea în realitate. Nu, nu știu. Aici Așa, pare foarte galben aici. Așa face culorile aparatul ăsta. De că e un oșor aici. Are o ușoară tentă de galbui, dar nu atât de galben cum se vede aici. Așa, o, da, vezi ce faci cu osul, mami? Păi, trebuie să-l scot de aici, din chestia asta. Unde e? Nu mai găsești osul, mai avut problema asta și nu te anunții. A, uite-l, e aici. Uite-l, vezi că se vede. Uite-l, hop! Ia stai mărtul acolo. Așa, e să ștergem pe doamna bucătar. Astăzi sunt la dezosat pui, piept de pui. Și... este un lucru extrem de interesant, trebuie neapărat filmat. Că... păi da, bineînțeles. Cum să nu vadă tot pământul cum se dezosează un pui. Păi da, uite așa. Hop. E o tehnică specială să tragi oasele afară din carne. Normal. Ia uzi. S-a abonat să vadă cum dezosez puiul. Așa, foarte bine. Îmi pare bine că dacă s-a abonat. Nu știu dacă pe telefonul ăsta o să se audă, în filmarea asta o să se audă cum a claxonat. Stai un pic. Așa. Și trebuie să trag de osul ăsta mare. Așa? În sus. Deci am zis, trage în sus de osul ăla mare. Așa, da. Și mai este și aici, în partea asta, osicul ăsta. Haide, mă, ieși. Ieși, bă! Da, știu. Ieși, bă! Vorbește cu el ca să iasă afară, să se joacă tot ce cu tine. Ieși, bă! Ușor, dragă, nu-mi speria. Mângă el. Dă-i, 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 dă-i. Alintă-l și o să iasă la joacă, ia să vezi. Dă-i, 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 uite-i, uite-i vârful. Așa. Ai văzut că iese? Uite-i vârful. Acum, deci carnea asta o tai fâșiuțe, da? Dacă zici că să punem în pungă... și trebuie făcută bucățele când o pui în pungă? Da. Simte mai bine sosul în ea, nu? Eu așa mă gândeam, fâșiuțe. Da, da, fă așa, niște bucățele, nici pulbere. Apropo... nici bucăți mari, așa cât de cât potrivite. Să le spunem la oameni că n-am avut nimic, niciun deranj de la puiul ăsta. De la bio, da? Da. Și chiar m-am bucurat. Bine, noi luăm și din alea, cum le zice, niște, pentru, cum le zice, mă? Pentru? Pentru reglarea tranzitului. Cum le zice? Reglarea tranzitului. Cum le zice, mă? Sunt probiotice care... A, așa, probiotice, dale. Refac... mediul sănătos din așa, tubul așa. Digestiv. Da, 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 da. Uite așa. Există o colaborare acolo între organismul nostru și microbi. Numai că microbia săracii mai omoare pastilele astea pe care le luăm ca să nu facem pe noi. Da. Nu știu cum... trebuie după aia refăcuți înapoi, că săracii mor și ea buni odată cu aia răi. Nu știu cum gătesc bucătarii ăștia cu mănuși pe ei. Că eu n-aș putea. Da, ai văzut bucătari gătind cu mănuși? Da, prin... pe la știri. La știri? Apar bucătari care gătesc cu mănuși? Mhm. Uite, agentul 007. Da, apar... nu mai sunt șervețele acolo, dar avem în următoarea cutie. Și... acum... aici sunt cartofii pe care să-i fac piure imediat. Interesant, de la distanță se vede într-un fel, când mă apropii se vede în alt fel. Cum filmează telefonul? Eu știu cum filmează. Stai că mai o leagă de carne aici pe mânuță. Pregătesc o pungă, Maghi? Unde-i, mă? În realitate nu clipește deloc treaba asta. Opa! Se pare că... am rupt-o sau
Așa trebuie să fie? Cred că da. Asta se pune la sfârșit ca să țină punga închisă. A, bine, noi avem sfoară de asta de bucătărie. Da, dar poți să pui ăla, de ce nu, dacă tot e. Stai un pic că mai am un castronel furat. Furat? Nu furat, măi, așa ai înțeles tu? Da, e un castronel furat. Nu, am vrut să zic curat. Uite-l aici. Am spălat astfel pasele. Și... A, și ai zis să pun și un pic de usturoi? Pune condimentele de acolo, de pungă, dacă a avut. Da, are. Punga. Dar pune-l odată, adică mai pui un pic de carne presară pe ea, nu așa pe acolo, că după aia nu are cum să ajungă. Nu cum să ajungă peste tot dacă le... O să iau carne cu lingura și punem condimente 9-2023. Cum să-i carne cu lingura? De aici, măi, să nu mai muntăresc cu mâna. Nu așa presară, frumos, din turna peste el. Cred că ar fi bine cu degetele, așa, să presare. Ah, pe fiecare bucățică în parte, așa. Vă, Leo! Uite? Scoate-le înapoi de acolo. Și fă-le pe fiecare frumos. Băi. O să gătim occidental, nu românește. M-ar fi să arunci la grămadă toate carnea, după care o grămadă, la grămadă toate condimentele. Și gata că e băi de bucață, așa, tot atâta. Fă-le frumos fiecare bucățică. Presărată frumos, uniform, peste tot, pe toată suprafața. După aia punem următoarea bucățică. Tot așa? Și o dragă, occidental, să aibă lumea ce vedea în clipul ăsta. Așa? Da, ok. Bun. A, păi înseamnă că am pregătit degeaba lingura asta. Mhm, asta îmi trebuie și ce faci cu ea. Eu mă gândeam să încarc carne de aici și să pun acolo și... Cu lingura? Da. Asta e o tehnică nouă pe care vrea să vadă și bucătarii. Noua tehnologie, carne pusă cu lingura. Fetița, du-te cu codițe multe. Da. Ce zice, mă angajezi la bucătărie? Păi ești deja angajată, nu? La bucătăria noastră. Da, ești șeful nostru, bucătar. Așa, păi da. Opa, așa. Stai că mi-a lunecă. E bine, așa e și noaptea nunții. Da. Așa și trebuie să alunece. Perfect. Auzi, ăsta ar merge la o supică. Da, doar n-o să fierbem acum osul. Da, bine. Asta în cazul în care... Aș face. Vrei să... Poate așa, pe o vreme de foamete, să mai fierb oasele, să mai iasă și din ele ce mai se poate. Păi mai iese, da. Dacă... Era și un banc, venea cineva să împrumute osul, ne da și nouă să fierbem. Era un os care era refolosit de mai multe ori, îl fierbea și unul și altul. Oh, Doamne! Mai ieșea un pic din el, mai dădea un pic de gust. Acum, stai că eu nu vreau să arunc nici bunăciunea asta de aici. Vai, știți cât de gustos a fost puiul ăsta? Vai, l-am mâncat, s-au bătut turcii la gura noastră. Trebuie să arunc uniform frumos, într-un loc o grămadă și în altă minut. Este tot așa. S-au bătut turcii. Acum, eu mă șterg un pic pe mânuțe, că trebuie să mă duc să iau... Usturoiul. Asta a venit cu o singură pungă. Păi, toate condimentele astea sunt pentru o singură porție, pentru o singură pungă? Da. Că sunt foarte multe. Da, uite că au mai rămas. Da. Vrei să mai pun? Nu mai pune, că după aia e ciudat. Deci a venit partea asta de pungă și, pardon, partea... Ne poți să mai presăm de așa finuță, adică să nu cadă într-un loc, știi? Mult. Ia să vedem dacă... Să fie așa o pudră peste tot. Dacă mă descurc bine. Deja se simte... Deja mi-imaginez așa gustul ăla de răscopt. Și acum o cu toate, să... Cu toate condimentele astea așa și cu zeamă, cu sos. Mă duc să iau un cățel de usturoi sau, mă rog, mai mulți cățeli de usturoi. Nu mai pui. Ce cățel de usturoi? Nu mai pun? Nu. Păi aici... Așa scrie?
Recomandarea noastră Dacă așa zice, da. este să adăugați lângă carnea de pui o garnitură formată din brocoli și morcov baby. Și unde scrie de usturoi? Da, nu scrie de usturoi. Da, lasă-o așa în pace, nu mai pune, că bănesc are un guț asta acolo, are de toate. Și usturoi și ceapă, că se simte după miros. Da? Bun, atunci. Mai pun, nu, că apă pun în tavă, nu? Bine, că acolo ce scrie? Se pune și apă în pungă? Zice că se încălzește cuptorul la foc mediu. Așa. Separat amestecați carnea, condimentele direct în pungă. Așa. Închideți punga, deci nu pui apă. În apă. Pui în tavă apă. Și până baci la cuptor, trebuie încălzit, până baci la cuptor 45 de minute, dar dacă dorești ca puiul să fie mai rumen, îl lași 30 de minute, zice că e suficient. Scoate tava, tăiați punga și mai lăsați 15 minute în cuptor. Ia să vedem cum legăm cu minunea asta. El puio. Dacă nu mă descurc cu asta... Cred că e simplă. O treci pe gaură. Dar ce ai făcut? Ai ruptă? Da, cred că da, e ruptă. Nu. Este așa că se poate folosi. Te pare, are găurica. Restul ce a rămas, nu? Nu știu dacă e suficient de lungă. Cum am zis și noaptea în unghi, bagă pe găurică. Nu știu. S-a agățat? S-a agățat, da. Așa. Acum, n-am spălat tava asta. O pun în tava asta, zici, și apoi punem un pic de... Da, cred că poți să pui oriunde, că nu pui direct mâncarea în tava, adică... Bun, hai să vedem. Ce faci mai aici? Ce e asta? Atenție, ursuleți! Atenție la mine! Ursuleții 1, mei! 1, 2, 3, 4, ați învățat să faceți mâncare? Și voi ce faceți aici? Toată ziua mac, 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 s-a spălat și nu învățați nimic, a? Mac, mac, mac și dezosăm pieptul ăla de pui. Ia uite cum face. Sau de rață. Nu prea face, nu prea vrea să cânte. Dă la cântă, aici. Băi! Ăsta e român sau ceva? Nu prea are chef de muncă. Iau. Uite, te-am adus aici la bucătărie. Ca să vezi cum dezosez eu pieptul ăsta de pui, sfințească-se numele lui. Cu și pui. Așa. Ce? De ce faci așa? Asta înseamnă că nu mai e timp. 3, 4, 2. Ok, și acum să pregătim asta așa ca să și vedeți cum pregătesc eu. Piureu. Nu am unt, am margarină. Și punem așa niște margarină. Să mai luăm cu o lingură. Ok. Bun, ia să punem capacul aici. Așa. Acum o furculiță. Am adus și laptele între timp. Și amestec... De fapt, zdrobesc, mai bine zis, cartofii cu furculița. Am pus un pic de sare, un vârf de sare. Și totuși, ca lapte, trebuie să pun, adică nici să fie prea zemos, după aia piureu. Nu am unt, am margarină. Uh,
Între timp, carnea se face acolo în cuptor. Bun. Și acum începem să punem lapte în așa fel încât să nu dau pe jos. Tot cu furculița amestec. Bun. Și mai pun lapte. Trebuie să fie consistență nici prea zemoasă, adică ca o cremă. Ia să vedem. Facem practic o cremă din acest piure. Nici prea moale, nici prea tare. Potrivită. Opa. Așa, încă. Eu acum zic că ar fi cam suficient lapte cât am pus acum aici la ot. Ați văzut că n-am cântărit laptele. Gata, uite, asta este consistența care trebuie la piureu. Apoi dacă mai pun lapte se face prea moale și nu mai e bun. Însă așa e bine. Asta e consistența bună. Așa. Bun. Acum le bag pe astea la frigider. Pun un capac aici până se face cărnița aia.